Bun găsit, vă spun și de această dată, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. Discutăm astăzi despre exilul românesc, despre diasporă, despre cultura națională. Și cu cine, dacă nu cu doamna profesor dr. Mihaela Albu, scriitor, membru a Uniunii Scriitorilor din România, Uniunii Ziariștilor Profesioniști, director fondator al revistei Antilet, redactor șef la revista Carmina Balcanica și cred că mi-ar mai trebui, doamna profesor, încă vreo 20 de minute ca să continui și să expun munca pe care dumneavoastră ați depus-o în sprijinul culturii naționale și mai ales munca pe care dumneavoastră ați depus-o în ceea ce înseamnă recuperarea culturii exilului românesc. Mulțumesc frumos și venind către studio, m-am gândit să vă propun ceva și uite, n-am apucat înainte de emisiune și o propun acum, că am putea să facem un fel de ciclu scriitori olteni pe meridianele lumii. Cred că ar fi interesant, pentru că mulți sunt chiar din Craiova, mulți au făcut școala, liceul Carol, sau din orașele din împrejurimi, tot oltenești, și poate că ar fi interesant. Cu mare drag, poate că ar trebui să stabilim o zi anume din lună, lunar, în care să ne întâlnim și să discutăm despre aceste personalități, unele mai cunoscute, altele mai puțin cunoscute generației actuale. Exact. Și ideea mi-a venit pentru că pe 9 aprilie, și invit cine va avea timp, la ora 17, la Biblioteca Județeană, unde, sub egida Academiei Române, voi ține o conferință despre scriitorii olteni din exil. Așa ca o avanpremieră. Așadar, 9 aprilie. 9 aprilie, ora 17, Biblioteca Județeană. Eu sper că ne vom mai reîntâlni până atunci și propunerea dumneavoastră va prinde contur și, de ce nu, în luna martie vom avea prima ediție dedicată acestui subiect. Nu? O muncă asiduă pe care ați dus-o și nu decât în ultimii ani. Munca dumneavoastră știu că a început cu ceva timp în urmă. Cam 20 de ani pe domeniul acesta, evident. Celălalt e de mult, de mult. Nu mai numărăm ani și nu mai numărăm orele, sutele, miile, miile de ore de aplicare asupra cărții, pentru că de ce nu? Cred că cel mai frumos lucru în viață este să ne mobilăm mintea, sufletul în felul acesta. Dar de ce exil românesc? Are vreo legătură cu plecarea dumneavoastră ca și visiting profesor în Statele Unite ale Americii? Da, într-un fel are, pentru că acolo am descoperit scriitori, acolo am descoperit o lume pe care nu o cunoșteam. Cum nu o cunoșteam eu, nu o cunoșteau nici alții, fiind interziși. După cum știm, nu am avut voie să știm, nu știam că există măcar, și ei erau niște oameni blamați și blamabili, pentru că, nu-i așa, au fugit din țară, nu-i așa, n-au mâncat salam cu soia, așa, nu-i așa, ei au dus-o bine, au trăit bine acolo și noi ne-am chinuit aici. Ceea ce nu este deloc adevărat, până de seară aș putea, până mâine, până poimine, să vorbesc despre viața lor acolo, despre ceea ce au îndurat ei acolo și cât s-au sacrificat până la a nu avea ce să mănânce ca să dea ceva în slujba culturii române. Și dacă va fi timp, voi exemplifica. Așadar, acolo am aflat câte ceva. În 99 am ajuns eu în Statele Unite, deci sunt 20 de ani, 21 de ani. Și apoi, încetul cu încetul, s-au deschis carte după carte. Am aflat încet, încet despre unul, apoi despre altul, despre reviste. Am, sub egida Ministerului Culturii, am reușit să public două volume dedicate presei literare a exilului, iar acum am aprobarea de la editura Academiei pentru un alt volum, Jurnalism Cultural în Exil,
la care lucrez și apoi, sigur, despre scriitorii care au trăit în exil, jurnaliștii, profesorii care au trăit în exil, diplomații care au fost în majoritate și scriitori. Și așa s-a deschis o lume pe care încerc să o aduc și celor mai puțin informați. Și care au promovat cultura națională, pentru că toți pe care dumneavoastră pe parcursul timpului i-ați menționat sunt personalități care au pus cărămidă în ceea ce înseamnă promovarea limbii și culturii noastre. Să nu uităm că ei nu s-au dezis de locul din care au venit, spre deosebire de anumite persoane din diaspora economică de astăzi, persoane mai puțin instruite, ca să nu spun mai mult, care nu mai vor să se știe de unde vin, nu mai vor să vorbească limba română, dar nici limba țării de adopție nu o vorbesc cum se cade. Într-un cuvânt, cei care își reneagă țara nu sunt bine văzuți, sunt blamați. Pot să dau așa un mic exemplu. Am întâlnit o doamnă care spunea că vrea să învețe limba engleză pentru că fiica ei este în Statele Unite căsătorită cu un american și ce se face ea dacă va avea un nepoțel și nu va înțelege, nu se va putea descurca să vorbească cu el. Și atunci eu i-am spus, dar bine, mama lui e româncă, e limba maternă, nu mai vrea să audă de România, nu mai vrea să vorbească limba română. Lucru foarte urât. Și persoana respectivă este o persoană cu studii, tânăra, încât e vai și amar de sufletul acestor oameni. În schimb, marile personalități ale culturii române din exil, deși niciodată știau că nu se vor mai întoarce în țară și nu s-au mai întors în țară, copiilor au învățat românește, ei au continuat să scrie românește, au continuat chiar să, într-un fel, să-și taie aripile, să ne gândim la Monica Lovinescu și Virgilie Runca, Virgilie Runca este centenarul anul acesta, și încercăm să scoatem o carte pe care să o dedicăm eu împreună cu colegul meu Dan Angelescu. Ei doi s-au pus în slujba limbii române și a culturii românești, tăindu-și aripile în Franța într-un fel, pentru că sigur, ei amândoi vorbeau franceza foarte bine, ei amândoi sunt scriitori importanți cu un simț al verbului, al cuvântului, puteau foarte bine să scrie în limba franceză și să intre în literatura franceză. Nu, ei s-au dedicat României. O făceau dintr-o datorie pentru țară sau dintr-o datorie umană, sufletească, pe care o simțeau? Ambele. Să ne gândim că Virgilie Runca a plecat cu o bursă a statului francez pentru a-și perfecționa franceza și pentru a fi apoi promotor al limbii franceze în România. La fel, în Italia a fost Mircea Popescu, care bursă a statului italian pentru a promova mai târziu limba italiană. Amândoi au lăsat și s-au convertit, spune Runca, la românism. Adică au lăsat, sigur, în continuare și unul și altul au știut și au perfecționat limba franceză și italiană, numai că, în continuare, ei au scris în română, nu în italiană sau în franceză. Și așa că asta a fost pentru ei o datorie și sufletească și patriotică, pentru că acești oameni și-au iubit țara. Ați iubit țara este un lucru de mândrie, nu este un lucru de rușine, cum încearcă unii să spună astăzi, că suntem nostalgici comuniști sau nu știu mai ce inventează. Ați iubit țara este egal cu ați iubit părinții. Ați denigra țara este egal cu ați denigra părinții. Locul de unde vii și unde te-ai format este cel care și-a pus amprenta pe tine și te definește în comparație cu restul lumii. Dacă porți o haină specifică, bineînțeles, în anumite împrejurări, ești imediat observat și imediat aplaudat.
când ești în străinătate. În momentul în care suntem toți îmbrăcați la fel, aceasta sigur e o metaforă, nu este, nu mă refer efectiv la a ne îmbrăca în costum popular. Atunci, deci în momentul în care ne vorbim limba, în momentul în care vorbim despre țara noastră și invităm și pe alții să o vadă, pentru că este o țară frumoasă, suntem admirați. Invers, dacă ne denigrăm țara, nu suntem priviți cu ochi frumoși, ochi buni. Cum s-a ajuns în această situație? Are legătură cumva cu integrarea în Uniunea Europeană, cu pierderea identității naționale? Nu, eu nu cred că are legătură cu lipsa de cultură. Vorbim de niște personalități care au plecat nevoite din țară, care ar fi putut să fie îndreptățite cumva, să fie supărată pe România de la pe regim, acea dată. Pentru că gândiți-vă la Monica Lovinescu, căreia mama i-a fost închisă, a murit în închisoare și ea atunci ar fi putut să urască din tot sufletul România care i-a omorât mama. Dar nu România i-a omorât mama, ci guvernul de atunci. Iată o generație, pe de-o parte, și o altă generație de astăzi, căreia până la urmă țara, în afară că nu-i acordă acel venit pe care și l-ar dori, financiar vorbind, altceva nu i-a făcut în sens negativ. Absolut. Îl primește cu brațele are libertate, deschise, bineînțeles, poate veni și pleca atunci când dorește, nu i-a oferit un venit, dar depinde acum și cât s-a străduit persoana respectivă să studieze, pentru că eu nu cred că un student foarte bun care a învățat cu adevărat, deci nu mă refer la note aici, mă refer la cel care știe meserie, știe materia respectivă, mă rog, domeniul respectiv foarte bine, eu nu cred că el nu accede și nu e promovat și nu câștigă bine. În momentul în care a mers la facultate ca să se distreze și auzeam, mi se întâmplă să aud și pe culoarele facultății, universității și chiar pe stradă, am copiat, de-am rupt la examen, etc. Se laudă unul pe altul. Și apoi țara-i de vină că el nu are un salariu mare? Cine-i de vină? Și cum îi responsabilizăm, doamna profesor? Pentru că sunteți cadru didactic, sunteți părinte. Iară vorbim despre profesori aici. Iară vorbim despre faptul că nici dintre profesori nu sunt mulți care ar trebui să îndrume pe copiii noștri. Am avut o postare, am văzut o postare pe Facebook a unei profesoare care de Sfânta Maria era foarte supărată că era trafic și că în Balș a stat foarte mult și era foarte supărată pe Românica, se exprima ea pe Facebook, unde vedeau și elevii, ea fiind de profesoară la un liceu, deci copii mari, nu de grădiniță, și atunci am fost foarte indignată, în primul rând că trebuie să te aștepți de Sfânta Maria când toată lumea pleacă, când e liber, că e trafic. Dar asta lăsăm la o parte. O profesoară care scrie și copiii citesc despre țara ei cu diminutiv, peiorativ, ce să așteptăm de la copiii aceia? Și în momentul în care am făcut observația, tot pe Facebook, bineînțeles că ea a șters imediat. Nu știu cât a înțeles. Și atunci ar trebui să mai educăm și tinerii profesori, eu știu? Nu știu. Nu știu. Sunt multe de spus aici. Dar pentru familie, doamna profesor? Pentru familia unui adolescent care în momentul în care deschide televizorul și ne aude ca o situație ipotetică pe noi vorbind, îi se pare extrem de plictisitor și de lipsit de sens o astfel de discuție. Vorbeam înainte despre lipsa de cultură. Sigur, la părinți nu putem cere tuturor să-și educe copiii prin cultură. Ei se străduiesc. Se străduiesc, în primul rând, să-i crească sănătoși, să le aducă mâncare. Muncesc unii de dimineața până seara. Și atunci ei lasă în grija școlii. Acum, sigur, și exemplu personal, dar oamenii, încă o dată, sunt de toate categoriile. E și orice om care muncește, unii mai puțin, unii mai mult, unii mai greu, unii mai ușor. Unii, ce să spun, de exemplu, în familia mea,
Nora mea îi citește în fiecare seară în limba engleză fetiței ei, deci nepoțele. Bona, care stă cu ea și eu, care e o fată instruită, îi citește în limba română în fiecare zi. Iată un caz în care, prin care copilul învață să iubească lectura, să-i placă să citească. Această fetiță despre care vorbesc, nepoțica mea, nu are încă 5 ani, are biblioteca ei. În camera ei are bibliotecă cu 2-3 rafturi deja. Deci, în felul acesta, e un exemplu poate subiectiv, poate minor, dar, încă o dată, școala are un foarte mare rol. Grădinița și școala primară. Acolo se formează deprinderile de mai târziu. Ai citi unui copil și al învăța să iubească lectura, eu cred că înseamnă al face frumos și pe din afară. Pentru că în ochi se reflectă cultura, se reflectă frumusețea interioară. În momentul în care doar învață să înjure, învață cuvinte urâte, învață să fie, cum să spun, să se laude că au copiat, și ochii lor sunt urâți și fața lor e urâtă. Multe sunt de spus. Întoarcem la copiii marilor români din exil. Cum sunt aceștia? Cum văd aceștia țara? Pentru că ați luat legătura cu marea parte dintre ei pentru a culege informații și pentru a le pune între coperțile revistei Antilet. Pot să dau un exemplu. Vintilă Horia. Marele scriitor Vintilă Horia, și în exprimare să ridic acest A din mare mai mult în ton. Mare scriitor, multilingv scriitor, foarte bun scriitor și mare scriitor în română, în italiană, în spaniolă, în franceză. Deci, de asemenea, citind în germană și engleză. Ar fi putut să aibă fetele lui născute în Argentina, trăite în Franța și în Spania, care să vorbească, evident, și care au studiat în țările respective, să vorbească numai spaniolă, franceză și eventual engleză, că este la modă. Cristina, cea mai mică, care nu e mică deloc, are, cred că, 60 de ani, am așa, și care n-a fost niciodată în România până acum 2 ani, nu numai că vorbește, scrie aproape fără greșeală. Corespondăm pe e-mail. Aproape fără greșeală. Nu a fost încă o dată niciodată în România până acum 2 ani. Eu corespondând cu ea mai dinainte. A fost în România pentru 3 zile, cred, timp de 3 zile, cam așa, 3-4 zile. Îi era teamă să vină. De ce îi era teamă? Pentru că tatăl ei a fost cel care, rămânând în exil și neacceptând, după ce a luat premiul Goncourt, să se fotografieze cu cei de la ambasada Republicii Populare Române și să dea în felul acesta girul premiului guvernului comunist român, atunci a fost împroșcat cu noroi în toate felurile și i s-a fabricat un dosar fals și a fost acuzat de Tribunalul Poporului, condamnat, etc. Încă sunt voci care îl fac legionar, deși el n-a avut nicio legătură, care îl fac ca și criminal de război. Nu mai venea în minte că sunt deja supărată pe chestia asta, criminal de război în condițiile în care n-a făcut nici armata. Deci războiul în niciun caz. Și atunci, sigur că, uite, un copil al unei astfel de familii, născut în altă țară, trăit toată viața în altă țară,
vorbește și scrie românește, dar se temea să vină. A venit, a văzut că a fost înconjurată cu mare admirație și sigur în felul acesta nu și-au dat seama că aici Vintila Horia este admirat și iubit de cei care înțeleg cu adevărat ce înseamnă cultură, ce înseamnă literatură, ce înseamnă mândria de a avea un român câștigător al premiului Goncourt cu un roman scris direct în limba franceză, nu tradus de altcineva. Apropo, citeam undeva Nabokov, care este atât de cunoscut internațional, cel puțin cât am citit eu, scria în continuare în limba rusă și îi se traduceau cărțile. Norman Manea, la fel, scria în continuare în limba română și îi se traduceau în limba engleză. Iată că Vintila Horia scria direct în franceză și lua premiu. Genial! Personalități de care avem datoria să știm și să căutăm, exact, și să ne informăm, mai ales că în cazul lui Vintila Horia povestea este una excepțională din toate, absolut, punctele de vedere. Cred că s-ar putea face un film de excepție. Da, sigur. Și să nu uităm că e oltean născut de la Segarcea. Exact. Și cred că am mai povestit lucrul acesta, că fratele lui s-a născut în Moldova și cu 2 sau 3 ani mai mic și atunci când se jucau la 4, 5, 6 ani, el era Mihai Viteazu și ținea cu Mihai Viteazu, fratele lui ținea cu Ștefan cel Mare. Deci el își asumase statutul de oltean, așa cum celălalt statutul de moldovean. Deși nu a stat în Oltenia decât 8 luni după ce s-a născut. Deci în mai mic de un an, el a plecat. Mama lui a plecat cu el. Deci el nu a trăit în Oltenia, dar el s-a considerat nu numai român, dar oltean. Aș vrea în continuare să vorbim și să facem o scurtă evocare, dacă vreți, a personalităților care au fost conturate în revista Antilet pe parcursul timpului. Iată, revista care a ajuns la ediția 7-a și da, cred că nu a fost deloc ușor. Sigur. Al 7-lea număr din Antilete, să citim totuși nu în franceză, pentru că Lete era râul uitării în mitologie și Antilete este împotriva uitării. Eu vreau să... Iată de ce de fiecare dată avem de învățat de la profesor. Nu numai de asta, dar vreau să dau o explicație a titlului. Pentru acest lucru spun. Sigur că noi suntem ca limbă latină tentați să pronunțăm în limba franceză anumite lucruri. Firesc, absolut firesc. Da, eu am pe masă cele mai recente 3 numere, mă feresc de cuvântul ultim, pentru că lucrez la numărul 8 și va fi o surpriză cu un nume total necunoscut, Nicolas Catanoi, de fapt Cătănoiu, dar care a semnat cu Y, Catanoi Y, și care a fost un scriitor pe toate meleagurile lumii, a trăit și la bază fiind doctor din Brașov. Nu dezvălui mai mult, vom veni cu numărul acela probabil martie-aprilie, maxim aprilie. Așadar, numerele 5, 6 și 7, 5 dedicat lui Lemearcade, cu numele lui de familie real Mămăligă, și iar ca un lucru amuzant, căsătorit cu o franțuzoaică, are 2 fete, el s-a prăpădit din păcate, dar doamna Mămăligă, așa o cheamă, este franțuzoaică și se numește Madame Mămăligă. Lemearcade, necunoscut la noi, și care ar trebui... dacă ar fi cunoscut cu adevărat, să schimbe canonul literaturii române, pentru că cel puțin, dacă nu ambele, cel puțin primul roman, Poveste cu țigani, și al doilea, Revoluție culturală, au făcut sau ar face o revoluție culturală, o revoluție în canonul literaturii române, în romanul românesc. La un
să spun, la niște întrebări ale unei reviste, nu mai știu dacă România Literară sau alta, care sunt cele mai importante 10 romane din literatura română, au răspuns la această întrebare o serie întreagă de scriitori și, sigur, fiecare a enumerat 10. Surprinzător, pe locul 1, ca număr, a ieșit Crai de curte veche, care e roman și nu-i roman, dar Matei Caragiale, cu adevărat, a avut un simț al limbii formidabil și a revoluționat într-un fel scrisul românesc. Leme Arcade a fost comparat, este comparat cu Matei Caragiale. Este comparat cu Gabriel García Márquez, cu un an înainte de a apărea Márquez, de a apărea 100 de ani de singurătate, un veac de singurătate. Este uluitor acest om care n-a mai venit în România, care avea studii economice și de drept și care a condus un cenaclu, cel mai longeviv cenaclu parizian, la care veneau și citeau Eliade și alții, am dat un singur exemplu important. Iată această poveste cu țigani, în care este o limbă română uluitoare, uluitoare, eu nu știu cum a putut să găsească atâta vocabular românesc vechi pe care să-l aducă la suprafață și să facă din el o dulceață de frazare, de exprimare. Lăsând la o parte faptul că este toată cartea un simbol. Nu, invit, insist să fie citite pentru că au fost republicate în România. Și Revoluție Culturală, și Poveste cu țigani, și cele două piese de teatru ale sale sunt apărute la Cartea Românească. Trec mai departe, nu știu cât timp mai am. Avem timp, dar înainte de asta aș vrea să vă întreb de ce mare parte dintre personalitățile plecate în exil au ales Franța? Pentru că și Vintilă Horia... Da, mi-am pus și eu această întrebare când am făcut o statistică a celor plecați. Cei mai mulți, într-adevăr, sunt în Franța, sunt în Spania, Italia și Germania. Mai puțin în Anglia, ca să ne referim la Europa. Sigur, o explicație pentru Europa este faptul că e mai aproape, într-un fel mai familiar. Unii au fost, ca Ștefan Baciu, în Brazilia, pentru că în momentul în care în 45-46, 47 au hotărât să nu se mai întoarcă, ei erau diplomați sau bursieri, au hotărât să nu se mai întoarcă, au cerut la Comisia Internațională să meargă într-o țară anume, au fost repartizați, nu au fost chiar unde au vrut unii dintre ei. Și atunci, de exemplu, Ștefan Baciu și soția au fost repartizați în Brazilia. Iată de ce unul a ajuns în Brazilia. Alții au fost repartizați în Statele Unite. Virgilie Runca, de exemplu, era bursiera statului francez, ca și Monica Lovinescu, ei, logic, erau în Franța. Mircea Popescu, Eugen Coșeriu, Dino Adameșteanu, mare arheolog, erau bursieri ai statului italian. Evident, au rămas în Italia. Alții au fost sau simpatizanți legionari, sau, într-un fel sau altul, au ajuns în Spania și au rămas acolo. Acum, Franța, sigur, era cea mai la îndemână și ca limbă. La noi, limba franceză era a doua limbă, era limba oficială aproape, ca să, sigur, exagerez. Limba care se vorbea în fiecare liceu, în fiecare casă de oameni instruiți. Nu mai vorbim de familiile boierești, dar pensionul francez, liceele franceze, liceele în care se studia multă limbă franceză. Mai puțin engleza, să nu uităm.
în secolul trecut. Engleza mult mai puțin și atunci poate că, sau Anglia era o țară puțin mai rigidă și mai greu se adaptau. Sunt motive și motive, dar eu cred că cel mai important pentru Italia, Spania, Franța este limba. Limba pe care, sigur, o vorbeau sau au învățat-o foarte ușor. Trecând de data aceasta, cred că la numărul 6. La numărul 6, exact, la un scriitor care a trăit în Spania, la George Uscătescu, care anul trecut, pentru care căruia i s-au împlinit cei 100 de ani de la naștere și care este unul dintre olteni. Să nu uităm că la Târgu Cărbunești, în fața primăriei, există un bust, o statuie, George Uscătescu. Iar școala se numește George Uscătescu. Un scriitor și savant de asemenea, care a scris mult, mult în limba română, dar foarte mult și în limba spaniolă, recunoscut de spanioli cu premii în Spania. Dar el este de asemenea fondatorul revistei Destin, o revistă longevivă, o revistă în care au publicat aproape toți scriitorii din exil. Și prin faptul că a dăinuit această revistă, că a avut ani mulți, iată că a rămas în și rămâne în cultura noastră ca una dintre cele mai importante reviste ale exilului. I-am dedicat un articol acestei reviste și în același timp am inserat în paginile ei un dialog între Mihai Cismărescu, un alt exilat, și Octavian Vuia despre volumul 21-23 al revistei Destin, revista de la Madrid. Deci poate nu lucruri... întâmplător denumită Destin. Ce titlu frumos! Ei, sigur! Despre titlurile revistelor din exil, colega și prietena mea, care este lingvist la bază, Camelia Zăbavă, de la Universitatea din Craiova și care acum predă limba română la Universitatea Veliko Târnovo, uite, v-aș sugera să o invitați când vine în țară, la vară, de exemplu, despre predarea limbii române la Universitatea Chiriciu Metodiu din Veliko Târnovo. Ea are un articol dedicat denumirilor revistelor din exil și terminologie acesteia pe care ei toți au promovat-o cumva, au dorit ca prin revistă, prin numele revistei, să-și mențină și identitatea și să-și aline și dorul. Ca să nu uităm că Ierunca, împreună cu Constantina Măriuței, au fondat Caiete de Dor. Caiete după Caietele Pleiadei, dar de dor se înțelege de ce. Și alta s-a numit Țara și alta s-a numit România și sunt astfel de Luceafărul, prima revista exilului pe care a condus-o Mircea Eliade, s-a numit Luceafărul, nu altfel. Demn de remarcat este că toți acești români au rămas uniți și solidari cu țara și iată, și prin astfel de reviste au încercat să pună umărul și să corecteze pe cât se poate ceea ce se întâmplă în țară. Mulțumesc pentru acest lucru, pentru că de multe ori se spune că românii au fost dezbinați, că nu s-au iubit sau că s-au ponegrit unii pe alții. Eu nu mă refer la momentul actual, eu mă refer la perioada exilului propriu-zis. O dovadă că ei au colaborat dincolo, poate, de faptul că erau din partide diferite, că erau, eu știu, cu simpatii
sau antipatii diferite, că proveneau din Basarabia, din Bucovina, din Oltenia, din Muntenia, din Moldova, de la Iași sau de la Craiova sau de la nu știu de unde, ei au colaborat la aceste reviste, ei împreună au pus umărul și material, că spuneam înainte că au suferit ca să facă reviste, să editeze reviste și au luat de la gură, la propriu, din banii aia puțini, ei au dat pentru aceste reviste și am mai dat exemplu, apropo de Caiete de Dor, Constantina Măriuței, care l-a cunoscut pe Heidegger, care a tradus din Heidegger, făcea pe Hamal un port ca să finanțeze Caiete de Dor. Deci oamenii aceștia au colaborat. Dovadă că s-au înțeles este colaborarea la aceste reviste. Altă dovadă, Leme Arcade scrie la un moment dat, spune la un moment dat într-un interviu: noi am fost așa ca elevii unei clase. Am plecat toți formați la fel, chiar dacă n-au fost nici în aceeași clasă, nici în aceeași regiune a țării. Dar noi toți aveam aceeași bază și atunci era imposibil ca noi să nu gândim la fel și să nu colaborăm între noi. Iată, o spune unul dintre ei. Încă o dată, nu este obligatoriu să-ți iubești toți membrii familiei sau toți colegii de clasă, dar pe pământ străin e bine să te unești pentru că aparții aceleiași baze, aceluiași fundament. Revenind la cel mai recent număr, așa cum vă place să-i spuneți, care este în ediție, în tipărit, pentru că cel mai recent număr e în va fi. E în drum, pe drum. Este cel dedicat unui mare savant, Alexandru Ciorănescu, și fratelui său, George Ciorănescu. Mare savant internațional. Pe coperta 4, nu știu cât se va vedea, dar probabil dacă se apropie mai târziu se va observa plăcuța de pe un bulevard din Tenerife, plăcuța care se chema Calle Alejandro Ciorănescu, Alexandru Ciorănescu al nostru, care în viață fiind se plimba pe bulevardul care îi purta numele. Iată, ca să ne dăm seama de dimensiunea personalității în țara Exact, de valoarea lui. Mai mult, Biblioteca Națională din Tenerife se numește Biblioteca Alejandro Ciorănescu. Biblioteca Națională. Da. El a vrut să doneze statului român întreaga bibliotecă. Statul român nu a luat. A refuzat-o, așa cum s-a întâmplat și cu operele lui Brâncuș. Așa cum s-a mai întâmplat, să mai dau un exemplu, Ștefan Baciu, iar recunoscut internațional, care a fost, de exemplu, consul onorific al Boliviei, care a fost profesor universitar în Statele Unite, care a fost cetățean de onoare al orașului Rio de Janeiro, Ștefan Baciu a vrut să doneze colecția revistei mele pe care el a fondat-o în Brazilia și biblioteca Academiei, directorul bibliotecii din Academiei din România, a spus că el nu primește o astfel de revistă, scuzați-mi expresia, păduchioasă. Revista, sigur, nu era în condițiile grafice cele mai bune pentru că oamenii aceștia au scos revistele din puținilor bani, le-au scos în anii aceia, în anii 50-60, fără, nici tiparul nu era la ce s-a ajuns astăzi, nici banii lor nu erau deloc, dar conținutul. Revista Internațională de Poezie mele este o revistă în care au publicat mari poeți ai lumii și mulți, mulți, mulți poeți ai lumii în limbile lor și printre care și poeți români. La Casa Memorială Ștefan Baciu de la Brașov, la care am fost chiar săptămâna trecută și care se mândrește cu o colecție de revistă mele, pentru că, interesant, un student japonez
un student doctorant care scria teza de doctorat despre Ștefan Baciu, a ajuns la Casa Baciu din Brașov și acolo a întrebat dacă ei de ce nu au revista Mele, pentru că există în Brazilia, el poate lua legătura cu ambasada braziliană și cu cei din Brazilia care o au și așa am ajuns noi în România să avem donație la Casa Memorială Ștefan Baciu. Prin intermediul unui simplu student. Unui student japonez. Prin intermediul statului sau al oficialităților. Nu simplu. Japonez. Deci, pe lângă faptul că era student, nu, eu știu, cu funcții înalte, dar japonez, nu român. Asta e foarte important. Mai mult, la Casa Baciu, ambasada Braziliei a donat două volume masive, singura antologie de poezie postmodernă sud-americană pe care a făcut-o Ștefan Baciu. A făcut-o un român. Și ambasada Braziliei a fost mândră să doneze Casei Memoriale Ștefan Baciu această antologie pe care a făcut-o un cetățean de onoare al orașului Rio, românul nostru din Brașov, Ștefan Baciu. Și să nu uităm pe soția lui, care era într-un fel olteancă, pentru că era din Râmnicu Vâlcea, și care a ajuns profesor universitar în Statele Unite, în Hawaii, predând franceză, cultură franceză și portugheză, ea fiind la bază farmacistă și făcând apoi literele și plecând din Râmnicu Vâlcea. Iată oameni cărora merită să le dedicăm un număr cel puțin din revistă. Și de ce din revistă? Pentru că prin reviste poate că numele lor și ceea ce au făcut ei ajung mai repede, mai mult. O revistă circulă, zic eu, mai mult decât o carte. Și să nu uit aici, al menționa și pe fratele lui, George Ciorănescu, care la rândul lui, în Germania trăind, a înființat o revistă, Apoziția, a înființat un cenaclu cu același nume, alături de alți români, de Ion Dumitru, de exemplu, care trăiește încă, și care el și fratele lui au făcut parte dintr-o familie cu totul remarcabilă. Așa aș compara-o, eu știu să zic, pe un alt plan cu familia Brătienilor, adică mai multe personalități din aceeași familie mai rar se întâmplă. Spunea cineva că, de exemplu, despre familia Brătienilor, că Dumnezeu, natura, nu s-a odihnit dându-i pe ei. Așa, în familia Ciorănescu, natura nu s-a odihnit, pentru că tatăl lor, învățător, și care a fost autor de manuale și care a fost o remarcabilă personalitate didactică pe domeniul lui în timpul său, având mai mulți copii, toți remarcabili, toți făcând lucruri extraordinare. Ecaterina Nenițescu, sora lor, fiind chimistă și fiind soția academicianului Nenițescu, cât știu că liceul de chimie din Craiova, care se numește Academician Nenițescu, poartă numele cumnatului lui Alexandru Ciorănescu. Din păcate prea puțin, doamna profesor, da. Și din păcate mergem zilnic pe străzi și nu vedem statui, vedem nume de străzi, vedem, iată, școli despre ale căror personalități care le-au dat numele, nu știm mai nimic. Nu știm, pentru că nu avem curiozitatea, și iar mă întorc la dorința de a te cultiva, care trebuie să-ți fie sădită de mic, de copil. Vorbeam despre copii. Copiii sunt învățați de mici să iubească sau să urască cartea, școala, etc., etc. Oamenii, lor le sădim, dar le sădim prin exemplul nostru. Dacă noi citim și copilul va citi, dacă noi nu citim și nu avem cărți în casă,
Pentru copii va fi o curiozitate. Sigur, au fost și excepții și din vârf de munte, din familii născute în bordeie, ca să mă exprim așa, au ajuns mari savanți, dar au tras mult mai mult. Aceia sunt niște excepții, dar care a trebuit să lupte mult ca să-i ajungă pe ceilalți. Limbile străine și cărțile ne fac oameni în viitor și ne dau, iată, și un salariu mai mare, de ce nu? În țara ta! Se poate. Despre volumele intitulate sugestiv, azi despre ieri, doamna profesor, într-o ediție trecută am vorbit, cred că despre primul volum. Despre primul. Și iată că am reușit încă două și sper să pot continua, pentru că este aceeași idee. Azi vorbim cu oameni care azi trăiesc despre cei de ieri, despre cei care nu mai sunt. Volumul întreg de dialog cu Dinu Zanfirescu, care a promis că va veni și în Craiova și va ține o conferință și vom lansa volumul și vă invit de pe acum, sigur, când vremea va fi prielnică, pentru că are o vârstă, vă invit să veniți să-l ascultăm, pentru că omul acesta are o experiență de viață, a trăit mult, a trăit frumos, a cunoscut oameni mari, a trăit în casa brătienilor, fiind adoptat de familia Brătianu de la 3 sau 4 ani și a cunoscut familia Brătianu și a fost educat de familia Brătianu. În plus, trăind la Paris, în exil, el a fost corespondentul BBC de la Paris. A cunoscut o serie întreagă de personalități românești și străine. De asemenea, el a corespondat cu foarte multe personalități și, venind în țară, a condus Institutul Român pentru Memoria Exilului Românesc și este în colegiul de la CNSAS. În discuțiile cu Dinu Zanfirescu aduc multă informație nouă și, în același timp, așa cum arătam înainte, un document inedit, deci pentru prima oară publicat, al actului de la 1857 de constituire a primei grupări liberale înainte de a se constitui Partidul Național Liberal. Dinu Zanfirescu a colaborat intens la revista Dialog, o altă revistă din exil, apărută în Germania, și acolo are articole foarte interesante și articole politice, dar și recenzii de carte, recenzii asupra unor cărți scrise în limba franceză, dar de către români și promovate și cunoscute, premiate la târguri de carte în Franța. Celălalt, intitulat sigur tot azi despre ieri, este un dialog cu mai multe persoane, mai mult sau mai puțin cunoscute, unele din exil, altele care au trăit o parte în exil și s-au întors. E vorba de preotul, profesorul, poetul Teodor Damian, fondatorul revistei Lumină Lină de la New York, fondatorul Cenaclului Mihai Eminescu de la New York, care este sufletul comunității românești de acolo. Dialogul cu el este însă nu despre el, nu despre ceea ce face acum, ci despre George Alexe, un om, din păcate, care s-a prăbătit, un om care a trăit frumos românește și într-un românism. Apoi este un doctor, Mihai Neagu Basarab, și scriitor, directorul Bibliotecii Române din Freiburg, cea mai importantă colecție de carte și revistă românească pe care o avem noi astăzi, în prezent, în lume. Cu Tudor Nedelcea, prietenul, scriitorul, omul de cultură care trăiește în Craiova, a fost director al Bibliotecii Județene și director fondator de editură. Dialogul este fascinant,
pentru că ceea ce povestește el despre, nu numai despre cărți și oameni, dar despre biserica noastră, despre Papa Paul, care a venit în România și cum de-a venit în România prima dată și nu s-a dus în altă țară ortodoxă, în Grecia sau în Rusia. Lucruri absolut necunoscute și extraordinar de interesante. Irina Pană, Irina, profesoară la Universitatea din București de limba engleză, a plecat în exil, a ajuns în Australia, a fost profesor universitar acolo și acum vorbește despre viața în Australia, despre fondarea unui post de radio românesc la care ea a fost parte și în același timp despre scriitori români, unul dintre ei, Lucian Boz, din Interbelic, prieten cu Eliade, prieten cu Cioran și de care noi, din păcate, iară nu știm. Și ultima, dar nu cea din urmă, este Steluța Pestrea Suciu, care trăiește în Brașov și care este împătimită brașoveancă și care cunoaște cultura Brașovului și ceea ce s-a petrecut în Brașov de la case și până la oameni, ca o enciclopedie. Și povestește despre Brașov, despre Baciu, plecat din Brașov, despre alți scriitori care au poposit în Brașov, lucruri extrem de interesante. Aceste două cărți vor fi la târgul de carte de la Gaudeamus, care se va deschide la sfârșitul lui februarie la Craiova, la Teatrul Național, și promit că ceea ce vor citi în aceste cărți, pe care eu le laud pentru că nu sunt cărțile mele, ceea ce spun ei este important. Sunt lucruri cu totul deosebite, inedite. Și de asemenea, ceea ce au scris cei din exil se pot găsi, citi la târgul Gaudeamus, unde și am avut surpriza plăcută să le găsesc cel puțin o parte dintre ele și în mediul online. Da, și pe site-urile specializate, exact, în vânzarea revistele, cărți. Pentru că revistele, și cu asta chiar să nu uit să spun acest lucru, faptul că sunt tipărite la editura Aius, că arată cum arată, zic eu, foarte elegant, grație Sorinei Bela, cea care a făcut coperta și care se dedică cu sufletul, nu numai cu știința, acestei reviste. Și tot editura Aius tipărește revista Mosaicul, cunoscută revistă în Craiova, și directorul revistei, Nicolae Marinescu, mi-a pus la dispoziție dosar, deci câteva pagini din revistă, din când în când, de câte ori doresc, pentru a promova de asemenea exilul. A fost foarte deschis la această temă și iată, prin revista Antilete, prin Mozaicul, care are fiecare altă nișă, alți cititori, prin aceste cărți, prin faptul că revista Antilete, primele numere se găsesc online pe site-ul revistei Mozaicul, pot fi citite, pentru că numărul 1, de exemplu, dedicat lui Vintilă Horia, eu personal nu mai am decât un exemplar. Ca atare, nu se mai găsesc. Doamna profesor, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Ne vedem la sfârșitul lui februarie la Târgul de Carte Gaudeamus și ne vedem în martie, așa cum am promis, cu oameni de cultură români care au trăit în exil, proveniți de la noi din Oltenia. Exact. Și cărțile acestea sunt la editura Eikon. Deci, editura Aius și editura Eikon, care este prezentă totdeauna la târguri de carte și la noi, la Craiova. Vă mulțumesc încă o dată. Și eu mulțumesc. Toate cele bune, la revedere!